Deși s-a clasat pe primul loc, Liviu Brătescu nu a reușit să-și asigure un loc în Parlament. Liviu Brătescu, candidatul USL la Camera Deputaților, Colegiul 4, Roman Ion Creangă, a primit 12.346 de voturi, cu peste 1.000 de voturi mai mult decât Elena Udrea, principalul său contracandidat. Chiar și așa, Liviu Brătescu nu a reușit să obțină cele 50% plus 1 din voturi, atât cât era necesar pentru a ocupa un fotoliu de deputat. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor romașcanilor care astăzi, în ciuda unei vremi extrem de nefavorabile pentru a participa la un proces electoral, atât de important pentru România și pentru roman, un număr de 44% după calculele noastre de romașcani, spuneam, au venit astăzi la vot și lor le mulțumesc în primul rând pentru că și-au exercitat un drept fundamental al democrației și un câștig important pentru întreaga societate românească. În egală măsură aștept ca în următoarele zile să primim răspunsuri la numeroasele noastre sesizări privind încălcarea legii, chiar astăzi la Roman. Sper ca organele abilitate ale statului să-și spună cuvântul și să-și facă datoria, pentru ca nu cumva să avem sentimentul că trăim într-un alt stat decât democratic.